interesant și controversat la această oră, pentru că în plin sezon turistic românii dornici de distracție întâmpină dificultăți. Asta după ce autoritățile bulgare au anunțat că porțiunea lor din podul Giurgiu Ruse se închide pe o bandă de circulație, șoferii mai primesc însă o altă lovitură. Valea Oltului, una dintre cele mai circulate zone, va fi închisă în totalitate de pe 8 iulie până pe 9 august. Zona va fi defrișată pentru a începe lucrările la o nouă porțiune de autostradă. Ce înseamnă asta? Mai multe motorină, mai mulți kilometri? Este o decizie neinspirată, deoarece e un volum foarte mare de masă de transportat, de camioane, vine perioada concediilor în care toată lumea o să fie pe drumuri. Cum e pe rutele astea ocolitoare? E mult mai lung, mult mai greu? E mult mai lung și mai greu. Va fi foarte greu, dar trebuie să ne descurcăm, pentru că legumele nu pot să aștepte după lucrările drumului, nu? Și trebuie să ducem marfa la piață. Pentru șoferi, vestea că se închide unul dintre cele mai circulate drumuri nu este deloc îmbucurătoare. Chiar și așa, ministrul transporturilor spune că este singura soluție în acest moment. Știți că avem acest lot 2 de pe Sibiu-Pitești, care implică defrișări. Acestea au fost aprobate. Aceste lucruri trebuie a fi făcute dacă vrem să facem această autostradă. Dacă vrem să nu o facem, nu închidem autostrada. Cert este că DN7. Cert este că în acest moment aceste lucrări nu pot fi făcute sub trafic. Asta ar pune în pericol siguranța traficului, ar pune în pericol viața până la urmă celor care circulă pe DN7 și asta nu își poate asuma nimeni. Iar probleme sunt și pe podul Giurgiu Ruse. Principalul punct de trecere către Grecia sau Bulgaria se închide pe o bandă din 9 iulie timp de 2 luni. Decizia vine în plin sezon al concediilor de vară și va afecta traficul spre Bulgaria și Grecia, destinații preferate de mii de români pentru vacanța de vară. Ministrul bulgar al transporturilor a declarat că firma care realizează lucrările de reparații va lucra 7 zile din 7, astfel încât podul să fie deschis circulației cât mai repede, însă nu a precizat cu exactitate și când vor fi finalizate reparațiile. Aceștia au luat decizia închiderii circulației pe o bandă cu temporizare la 3 minute semaforizată. Lucrarea durează undeva la prima estimare la 2 ani de zile. Stăm de vorbă în cele ce urmează cu Alin Șerbănescu, purtător de cuvânt al CNAIR, aflat în legătură directă cu noi. Bună ziua! Bună ziua! Bună ziua! Vă mulțumesc pentru prezență. Vorbim așadar despre un coridor pan-european pe care se închide circulația pentru o lună. Dincolo de această situație în care vedem că este sezon de vacanțe, mai apare o problemă, domnule Alin Șerbănescu, anume aceea a transportatorilor. Vorbim despre foarte multe mașini, tiruri care tranzitează acest coridor pan-european. Sunt întârziate, vor fi întârziate livrări și nu numai. Cum a putut fi luată o asemenea decizie fără să fie o alternativă și dacă se poate să ne spuneți care este capacitatea de tranzit? Cam câte astfel de tiruri circulă zilnic, de exemplu, pe acest drum pe Valea Oltului? Bun, alternative sunt pe relația est-vest, la DN7, sunt DN1, și, care înseamnă Valea Prahovei, și DN66, care înseamnă defileul Jiului, Valea Jiului. Mai sunt... Bun, pe DN1 vă reamintesc că nu circulă tirurile în cursul zilei. În cursul zilei nu, în cursul nopții sunt. Se poate circula. Iar pe DN7 se va putea circula în cursul nopții, începând cu ora 20 până la ora 8 dimineața. Dar, practic, gândiți-vă și bine m-ați întrebat care sunt valorile de trafic pe DN7. Acestea ajung și depășesc de multe ori 20-25.000 de autovehicule pe zi. Deci, practic, vorbim de valori de autostradă. Tocmai acesta este motivul pentru care trebuie să construim autostrada Sibiu-Pitești. Fără construcția acestei autostrăzi, practic, tot timpul ne vom bloca pe DN7. Aduceți-vă aminte că de câte ori are loc un accident pe DN7, practic, circulația ore întregi este blocată. Sau de câte ori are loc o alunecare pe DN7, la fel. Se blochează circulația din cauze naturale. Tocmai de aceea facem acest efort, oferim și rute alternative și facem acest efort pentru ca în această lună în care vom ține închisă circulația
să se poată deplișa cât mai mult, astfel încât construcția autostrăzii să fie cât mai eficientă. Bun, dar ați făcut un calcul al impactului din punct de vedere financiar și al pierderilor, pentru că ne uităm, domnule Alin Șerbănescu, la faptul că înțelegem pe surse că polițiștii din Sibiu, în cadrul discuțiilor înainte de a fi luată această decizie, polițiștii rutieri, au venit cu această variantă să se circule pe un singur fir. De ce nu ați ales această propunere? Doamnă, polițiștii sunt specialiști la dirijarea circulației, nu la construcția de drumuri și poduri, ca să fim cinstiți. Gândiți-vă la un lucru. Versantul în zona respectivă este abrupt. Are între 17 metri și 70 de metri. Cine își asumă responsabilitatea pentru moartea unor oameni acolo? Pentru că în momentul în care tai copaci de 20-25 de metri, în momentul în care ai și bolovani care vin pe cale în PDN-7, nu garantează nimeni că acei copaci și acei bolovani vor cădea doar pe o bandă. Deci riscul să moară oameni acolo este major. Dar nu există această variantă să luați, de exemplu, niște plase de siguranță ca să le puneți acolo pentru a evita toată această nebunie, tot acest haos, pentru că variantele pe care dumneavoastră le oferiți nu sunt cele mai bune pentru șoferi. Variantele sunt cele mai bune până la urmă pentru protejarea vieții omului. Nu există varianta cu plase. Am încercat tot ce se putea încerca. Cu plase, cu ziduri cu plase de retenție, cu ziduri de sprijin, cu tot ce ar putea să ofere tehnologia actuală. Nu dau randament, nu oferă siguranță. Riscul să moară cineva acolo este major. Aduceți-vă aminte că a căzut un copac pe DN1 și doar printr-o minune oamenii din acel autovehicul au scăpat. Dar când vor cădea 25.000 de copaci, doamnă, credeți că mai are cineva atâta noroc să scape? Dar, domnule Alin Șerbănescu, cu cine v-ați consultat, cu ce specialiști din alte domenii v-ați consultat în momentul în care ați luat această decizie? Bun, ne-am consultat în primul rând cu cei care au construit și consultez cu cei care sunt specializați în construcții, inclusiv cu specialiștii firmei turce MAPA, care ne-au arătat inclusiv documente de la alte lucrări pe care le-au desfășurat în condiții similare. Și unanimă decizia a fost că nu se poate construi în siguranță, nu se pot face aceste deplișeri în siguranță fără închiderea drumului. Mai am o întrebare, domnule Alin Șerbănescu. Am văzut că inclusiv în zona podului Ruse, Giurgiu Ruse, sunt restricții de circulație, tot acum în perioada verii, când este tranzit foarte mare. Desigur, sunt impuse de lucrările pe care le fac vecinii noștri bulgari. Însă am văzut că sunt oameni care au trecut prin acel loc și au fost situații, încă nu au început acele lucrări, dar au fost situații în care, de exemplu, au stat blocați pe pod foarte multă vreme și n-au avut nici măcar un spațiu în care să se ducă la toaletă, de exemplu. Ați luat în calcul să puneți astfel de, nu știu, toalete, de exemplu, care sunt chiar de necesitate? Pe pod? Podul nu este prevăzut cu toalete din construcția lui. Sigur că nu. Dar undeva la capetele lui, nu știu. Nu are structura necesară pentru a fi prevăzute toalete. În mod normal, acel pod ar trebui tranzitat în 5, maxim în 10 minute. Iar problema lucrărilor, părții bulgare, aici trebuie să vă spun un lucru. Responsabilitatea comunicării către populație, inclusiv către populația României, aparține exclusiv părții bulgare. Noi, practic, de câteva zile încercăm să smulgem cu forcepsul informații de la partea bulgară. Să înțelegem și noi ce se va întâmpla acolo. Ni s-a spus că pe o perioadă de 2 luni se va lucra semaforizat. Inițial părea că pe ambele căi. După aia a venit o precizare tot pe surse de la partea bulgară că pe o cale. Pe urmă, nu ni s-a spus oficial cât vor dura lucrările. Tot noi am trebuit să aflăm surse efectiv că vor dura 2 ani. Directorul general Cristian Pistol, a vorbit aseară cu ambasadorul Bulgariei și în această dimineață împreună cu secretarul de stat Bunduc, cu ambasada României la Sofia. Practic, ambasadorul Bulgariei a spus că va cere autorităților bulgare ce mai bine, iar ambasada României le-am trezit că știa chiar mai puțin decât știm noi. Vă mulțumesc tare mult pentru intervenția.